Deci, nu un moment mai puțin important care astăzi dumneavoastră ați urmărit cu toții ceea ce s-a întâmplat, atunci când pauzele au avut loc, întreruperea ședințelor în plena Parlamentului, în special la prima chestiune de ordine de zi, cu neavând majoritatea de 52 de mandate în sală. Și o să mă refer aici la mandatul deținut de deputat de nelegitim de către actualul primar general al municipiului Chișinău, domnul Chertoacă, care încă din data de 14 septembrie urma să depună mandatul de deputat. Pe această situație, Comisia Juridică Numiri și Imunități s-a expus și a elaborat proiectul și a întocmit raportul din 23 septembrie 2009 privire la declararea vacantă a unui mandat de deputat, și anume e vorba de domnul Chertoacă, care, cu părere de rău și cu situația care o avem, dumnealui, contrar legislației, contrar normei constituționale, continuă să dețină acest mandat de deputat și funcția de primar general. Noi, din punct de vedere al legislației, vom contesta acest vot care a avut loc astăzi, a 52-lea fiind al domnului Chertoacă, în Curtea Constituțională să se expună asupra constituționalității legii care a fost adoptată în lectura a doua, toate legile care au fost adoptate în lectura a doua, privind votul domnului Chertoacă, care îl deține nelegitim în Parlament. În cazul respectiv, dumnealui, dacă dorește să devină, să rămână în funcție de deputat, atunci urmează să se, conform normei legale, să declarăm funcția de primar general vacantă și să inițiem procedura de alegere anticipate în municipiul Chișinău la funcție de primar al municipiului Chișinău.